Hai să vedem cum e cu metrou Valencia. Estación de Spania. World top 10. Sunt lemuri, cred că ne uitați-vă unde am ajuns, direct sub lemuri. Mamă, ce fain se văd maimuțele de aici. Băi, deci îmi place cum e amenajat zoo-ul ăsta maxim. Uaaa, ce mișto e acolo jos, trebuie să coborâm. Deci pentru voi a făcut-o, a văzut că filmăm pentru YouTube și a zis, bă... Deci cum ți se pare? E mult mai mișto făcut. În comparație cu aia de la... Austria. Vezi că aici nu e sticlă. Aici nu e sticlă? Ba, e sticlă. Cum să-mi fie sticlă, măi? Că vine bleu și ne mănâncă. Dacă asta s-a dus să mănânce, ce se... S-a dus să miroasă. Dacă se urcă pe asta, fii atentă. Acum are. Se urcă pe asta, vine pe aici, bam, bam, bam și sare. Uite, uite acolo, fii atentă. Hai să plecăm de aici. Da, hai că... Ăsta e, mă. Bă, ăsta e statuie, mă, n-are cum să fie adevărat. Bă, ce de pești. Ce de pești aici, uai, dar ce frig e aici. Aici s-ar putea să fie interesant. Să vedem. Uai, ce tare. Ia uite cum trece rechinul, vedeți. O să facă caca la noi în cap, cum o să fie? Asta este. Hai de cap, deci m-au atacat păsările. Dar super fain spectacolul cu delfini. Mâncă cu mâna. Eu nu mănânc cu mâna, mâncă cu furculița. Mama are o împătură în mijloc. Bună dimineața, direct din Valencia. Da. Am plecat dis de dimineață. Mergem că vrem să luăm cardurile Valencia. Dis de dimineață e mult spus. Dis de dimineață e mult spus, dar e... E ora 10 la ei. E ora 10 la ei, na. Dar ne-am trezit de dimineață noi, adică ne-am trezit la 8, până am mâncat micul dejun, am făcut la apartament. Dacă n-ați văzut vlogul cu apartamentul, vi-l las în descriere. Uitați-vă să vedeți ce apartament ne-am luat în Valencia. Am mâncat, ne-am îmbrăcat și am plecat, că vrem să luăm cardurile Valencia Card, așa se numesc. Am vrea să le luăm pe 72 de ore. Azi este luni. Noi nu mai avem. Luni, marți, miercuri, joi nu mai avem. Păi nu, că sunt 72 de ore, nu? Da. Ar fi 3 zile. Hai că vedem acolo ce și cum. Ar trebui să avem și joi, pentru că joi ne trebuie să ne întoarcem la avion și putem folosi cardul pentru metrou, ca să nu mai plătim metrou. Dar vedem. Azi e un pic mai agitație pe aici. Merg oamenii la lucru. Când am filmat vlogul trecut, a fost duminică. Azi fiind luni, e un pic cam agitație. Ieri mi s-a părut tare lejer așa de dimineață. A fost într-adevăr după prânz s-a făcut aglomerație. Dar azi mi se pare agitație așa de dimineață. Suntem în Valencia până la urma urmei, nu? Bun, am pus pe Google Maps cel mai apropiat infocentru și mergem să vedem cu cardurile acum rezolvăm să avem și pe joi. Nu? Da, nu știu ce să zic. 72 de ore ar fi cel mai mare. Să se activeze de mâine, de seară. Să se activeze de seară, dar noi astăzi vrem să mergem la Biopark. Da, și am avea o reducere. Am avea o reducere 10% și am avea nevoie și de car pentru a merge cu transportul în comun până acolo, pentru că o să facem ceva timp, o să vedeți, o să fie vreo 40 de minute, cred că, cu transportul da, în comun. Da, de aici cred că și mai mult, că da. Ne-am mai distanțat. De aici și mai mult că ne-am distanțat. Da, haideți că vedem, mergem să vedem ce rezolvăm cu cardurile și vă ținem la curent. Ia uitați-vă peste ce am dat. Ioi, cum arată astea. Ăsta era restaurantul unde l-aveam pe listă și am dat peste Cioc, se numește. Sau deci o să mergem astăzi. Numai bine și aproape aici la noi în zonă. Ia. Mamă, ce bine. Uitați-vă cum arată astea. Ia, nu mai intrăm înăuntru că n-are rost. Putem bea și cafea aici. Da, și că cafeaua e bună. Și cafeaua dar e bună. Problema e că e mic localul, uite unde. E mic localul, da. Și n-am luat. Dar oricum mai era unul. Uite, cioc. Mai era unul. Hai că ne calcă ăștia cu mașinile pe aici. Da, cum am dat de ieri, băi. Bă, ce fain, uite, în partea asta n-am fost. În vlogul de ieri, în partea asta n-am fost. Și ce bine că mergem acum și vedem chestii noi pe aici. Deci o să mergem și la cioc ăsta, că Luiza l-avea pe listă. Avem o listă cu tot ce trebuie să mâncăm, unde să mâncăm, unde să bem ceva. În vlogul trecut am încercat Oxata, dar vă las să vedeți vlogul, să vedeți ce părere am avut despre acea băutură. Bun,
Hai că ajungem la infocentru. Să vedem cum rezolvăm cu cardurile astea. Să avem și pe joi inclusiv. Pentru că noi stăm aici 5 zile, am venit sâmbătă noaptea. Duminică am reușit să vizităm și noi câte ceva. Majoritatea au fost cam închise, dar le vedeți acolo pe vlog. Am luat cardurile. N-am avut cum decât să le luăm și ce e fain că ele se activează în momentul când îl folosești. Pentru prima dată. Deci noi e muzeu sau că e transport în comun, da, se activează. Deci noi nu o să le folosim astăzi și o să le folosim mâine, adică o să le vedeți în vlogul următor. Ne-ar fi 25 de euro. Da, a fost 25 de euro. 72 de ore, 25 de euro per card, adică da. 50 de euro am plătit amândoi. Ne-ar fi ajutat într-adevăr astăzi, pentru că noi astăzi vrem să vedem bioparcul și oceanografic. Dar și am fi avut și acolo într-adevăr discount de 10%. Dar din păcate nu putem să le folosim pentru că noi vrem să avem și joi, pentru că joi o să avem o zi plină. Avem din nou zbor la 12 noaptea și o să avem și ne trebuie transport în comun, vrem să mai vizităm alte chestii, să mai facem, să ne plimbăm cu metroul, cu de toate pe aici. Și mai avem cu acest card incluse două tapasuri și ceva bere. Două tapasuri și un drink, putem și cafea. Ceva. Să bem reduceri la anumite obiective și intrări gratuite la alea de stat, nu? Da. S-ar putea cu Valencia Card să avem incluse muzeul de ceramică și așa. Da, s-ar putea să intrăm cu cardul ăsta gratis la astea de ceramică și la ceva muzee de astea. Trebuie să mergem la ala de ceramică. Oricum intrarea e 3 euro. Da, intrarea e 3 euro la de ceramică, dar o să mergem și să vedem dacă funcționează cu Valencia Card. Până atunci noi astăzi ne îndreptăm către bioparc. Am zis că facem primul bioparcul. Stai așa că eu o să mă uit până. Da, deci astăzi facem bioparcul. Este un zoo, o grădină zoologică pe 10 hectare. Este una dintre cele mai mari din Europa, așa zic ei, dar e și foarte fain. Astăzi mai vrem să facem și oceanograficul cu planetariumul și cu acvariumul. Alea sunt cele mai faine chestii. Ăla se găsește în orașul științelor și artelor, toată partea aia. Cred că știți din toate pozele, domul acela foarte mare din toate pozele, acolo e oceanograficul. Deci asta vrem să facem noi astăzi și am zis că mergem cu metrou ca să folosim și transportul în comun. Noi ne-am bazat pe carduri astăzi, dar dacă le activăm de astăzi, nu o să mai avem joi, ceea ce nu e ok, da. Nu ne ajută. Hai, mergem aproape, suntem aproape de stația de metrou. Luăm metrou vreo 4 stații, okay, parcă. Și mai avem vreo 13 minute de mers pe jos, din ce ne zice Google-ul, până la bioparc. Ce, ăsta e tot? Da. Ăsta e. I fii atent, e o chestie, are sumă pe el. Hai să ne luăm și bonul că am luat. Deci e ca un fel de card magnetic, așa, are o chestie magnetică în el. Și cred că aici e 4 euro, exact cât noi folosim, adică două persoane. Hai să vedem. Interesant, hai să vedem. Hai să vedem cum intrăm acum. Linia A, nu? Oricare ar trebui. Ioi! Mamă, ce repede se închid astea. Aici trebuie să te miști repede. Aici ieși. Hai că am intrat. Cu același bilet. Hai să vedem pe unde. Pe aici că ne-am dezorientat total pe aici. Linia 5, da? 5 merge la aeroport. Da. No, noi mergem în direcția de aici, cred că suntem noi, de la Colon suntem noi. Și noi mergem până la 9 de octombrie. Până aici, da. Aici ne dăm jos. Hai, da. Hai. Hai să vedem cum e cu metrou Valencia. Estación de Spania. Am ieșit din metrou. Din stația de metrou. Mamă, cam agitație. Mergea foarte multă lume la aeroport. Așa de dimineață. Erau toți cu troller pe acolo, cu alea. Și acum mergem spre bioparc. Bă, că sunt și semne pe aici, dar noi am pus și pe Google Maps. În caz de ceva. Google Maps, prietenul nostru cel mai bun. Google Maps, prietenul nostru cel mai bun. Oricum ne-am descurcat fără el
foarte bine. Da, e o problemă. Asta e altă zonă din Valencia. Da, e clar, limitrofă cu Bebe. Da. Parcă e mai agitată puțin pe aici. Păi pentru că e străzile. Și acum ne îndreptăm spre Biopark, cum vă ziceam. Mai avem vreo 10 minute de mers pe jos. Și ajungem și noi și vă zicem cât costă și biletele. Sunt un pic cam, cam scumpe, dar asta este, n-avem ce face. De ce comentezi? La Schönbrunn, la zoo, ai plătit tot așa 30 ceva de euro. Corect, corect. Am plătit în Austria 30 de euro la grădina zoo. Avem și clip pe canal, dacă vreți să-l vedeți. Îl găsiți, vi-l las în descriere și pe ăsta. Deci da, acolo am plătit 30 de euro, nu mai comentez. Plătim și intrăm în zoo. Noi mergem pe podul acela. Ia uitați-vă ce fain e pe aici. Oamenii aleargă dizi de dimineață. Hai că ajungem. Scrie peste tot pe acolo Biopark. Am făcut vreo 5 minute de la podul acela până aici. Este ora 10:44. Nu știu dacă se vede. Intrăm în Biopark. Să vedem când ieșim acum. Că trebuie să ieșim, trebuie să facem și oceanografic. Da, 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 trebuie să facem și oceanografic. Ăla-i wow. Ăla-i wow, ăla-i da. Cu acvariu. Pe mine ăla mă interesează. Cea că rămâneți aproape că astăzi o să fie un vlog mișto rău. Ăla mă încheie. Mergem la acvariu acolo. Să fie spectacol. Și acolo e destul de scump, dar vă zicem totul când ajungem acolo. Ioi, cât e elefantul aici. Ia uitați, hai că nu-i multă lume, uite. E agitație bine, deloc. Zero. Asta e bine, nu? Gata, am intrat. Cât a fost biletul? Păi am plătit două persoane 57,80. 57 de euro două persoane. Deci cam cât vine? Aproape 30 de euro, 28 de euro, cam pe acolo. Îți face niște poze aici la intrare. Dacă vrei să le cumperi la final. Ok, zic că hai să facem și pozele alea și gata. Și acum mergem. Am luat un desta. Îți dau și ei un map, dar mie asta mi se pare mai mică și da, mai bună. Am luat un map de ăsta de la Info Centru și ne putem uita pe el pe unde păi să mergem pe aici. Îl facem așa. Da, îl facem așa, rotund. Mamă, da, ce fain e podul ăsta, deci podul ăsta e super tare. Asta e parcul Turia. Asta e parcul Turia? Uite ce fain, poți să vezi pe acolo. Asta trece chiar pe sub ăsta, vezi? Uh-huh. De asta e pasarela asta. Acum mergem să vedem animalele. Hai să vedem cum se prezintă grădina zoologică din Valencia. Bioparcul. World's Top 10. World's Top 10. Ah. Mișto. Gata, pornim spre Africa. Ia uite, intrăm deja în jungla amazoniană. Că nu ești în Amazonia. Nu sunt în Amazonia aici. Sunt în Africa. E, suntem în Africa. Uite, am dat de flamingo. Ia, ce fain e. Hai să vedem. Mamă, dar ce aproape îi vezi aici. Ia, ce fain e. Fii atent. Ia uitați. Uitați-vă la ei ce dau apă. Uite, ăsta e fain, ce rozi. Ăla de acolo. Rozosin. Sunt lemuri, cred că, uitați-vă unde am ajuns, direct sub lemuri. Sau ce să știa, că nu-mi dau seama exact. Mamă, ce tare. Te lasă să vii până aici, îți dai seama. Uitați-vă cât este broasca testoasă de mare. Mamă. E fain că le poți vedea așa de aproape. Ia uite cât e acolo. Asta e lemur de la roșu. Red lemur. Uite la acolo, e acolo sus în copac. Uite la acolo. Doarme. Doarme acum. Unde am intrat aici? La lemur. Elephant birds, uite. Intrăm la Africa din nou, ecuatorial acum. Hai să vedem.
Uite, a scăpat un flamingo. Unde? Ia uite. Hei, ce faci, mă, afară? Stupid ești. E foarte fain făcută. Zoo. Această zoo. Foarte faină. Am văzut până acum niște maimuțe, ceva și încă ceva animale. Bongo ceva se chema. Ia să vedem ce avem aici. Mamă, ce fain arată. Deci aici ar trebui să fie buffalo, dar nu-l vedem. Oricum peisajul zici că e din povești. Nu, uitați-vă cum arată. Deci e superb. Probabil e și el pe undeva pe acolo. E, da. Uite urmele, da. Na, uite omul urmele, mai are, da, și el treabă. Corect. Mamă, ce fain se văd maimuțele de aici. De super de aici. Am văzut și tigru. Știu că tigru dormea. La ora asta e somnoros. Bă, dar ce spațiu au aici maimuțele astea, foarte fain. Zici că ești în junglă, efectiv. Zici că... Zic că nu-i fain. Super tare. Ia uite cum care puiuțul, da, fii atentă. Mamă, ce fain. ¿Qué hacemos con los gorilas, de acuerdo? Esta palabra que os voy a decir ahora es un poco extraña. Se llama enriquecimiento ambiental. Se numește regresimiento ambiental. Lo que hace que recreen los comportamientos naturales de los animales. Y face să ajungă la comportamentul natural al animalelor. ¿Cómo es la mano de un gorila? ¿Es como la mía? Mi mână e ca și a mea. La mano de un gorila es como 50 gigante, ¿no? Apenas puede meter los dos deditos dentro de la manguera para extraer el alimento. Astea sunt pentru a extrage animalele. Ca să fie greu să-l găsească de mâncare, face ca și gorilele să fie stimulate cognitiv, să gândească cum pot să iau de acolo. Mă uit, dau cu ea, o arunc, ce fac cu ea? Cum să iau mâncare de acolo, cum e foame? Este un exercițiu mental. Cum fac rost de aliment din chestia aia? Deci uitați-vă cum doarme gorila asta, zici că e mort aici. Doamne. Ia uite-și pe ăștia mici. Se relaxează și ea, ce să facă, ia uite. Ia, fii de mână, ce se bat. Mamă, ce se băteau alea. Am găsit și crocodilul în sfârșit. Mamă, mai e unul acolo, da. Mai mare, vreau, mai văzut. Mamă, ce mare, hai să vedem. Stă cu gura deschisă. Mamă, cât e asta? S-a stă cu gura deschisă. Ce piele au, ce... Bă, da, ce, da. Zici uite, mai e unul în apă. Mai e unul în apă? Da, mă, fii atent, numai capul se vede. Nu cred că l-așteaptă. Uite, acolo e. Uite, mă, că se mai trezesc din animale, mă, ia o, ce faine sunt ăștia. Ăștia nu erau aici, bufalo. Așa-i? Da. Mamă, ce fain arată. Nu erau treziți. Și porcul ăla, uite. Da. Super fain. S-au trezit și ăștia. Uite ce fain face curat. Uite, domnule, face curățenie aici, frumos. Îngrijiți. Mamă, deci ce fain e aici, ia uitați-vă. Băi, deci îmi place cum e amenajat zoo-ul ăsta maxim. Foarte fain. Ce ai găsit? Uaaa, ce mișto e acolo jos. Trebuie să coborâm. Hai să coborâm repede. O vezi și hipopotamul. Ia uite și hipopotamul. Asta mâncă pești, mă, ce face? Da, gândește-te că la biodom, la bio ăsta, vedem o chestie deasupra noastră numai cu pești. Ia. Hai, hai mai aproape să-l vedem, mamă, ce fain e. Deci nu, că aici am dat și de elefanți. Mamă, aici sunt toate chestiile faine. Stai să mă duc aici la Luiza. Ia uite ce fain este aici. Bă, ce fain este. Și uite, unul are puiuț, uite. Da, uite cu puiuț acolo. Hai să mergem la hipopotam acolo, că până am văzut noi elefanții, cred că și plecat. Mânca pești, nu știu ce făcea. Da, cum să mânce. Bă, dar ce fain sunt elefanții. De super fain. Mânca pești, August. Nu mânca pești. Mânca pești, mă, hipopotamul, ascultă-mă. Crezi tu? Eu așa zic. Hai că după aia revenim și aici, numai vreau să văd acolo dacă mai e. Dacă mai e sau a plecat. Ce s-a întâmplat?
acolo. Era prea multă lume acolo. Uite-te cum-s pești. Bă, dar ce fain e aici. Gândește-te la ăla, la ce fain o să fie, că să avem un culoare deasupra. La oceanografică, la mamă, de stați aproape că o să fie nebunie. Unde e hipopotam? Ia uite-l, ia uite-l, bă, fii atent. Bă, mâncă pește, tu ești proza. Bă, mâncă pește, ți-a zis. Da. La ce mănâncă? Ăla mănâncă ceva, uite-te că... Mamă, ce aici pe... Hai aici să te vadă lumea. Așa, tată. Perfect. Ești de pozat, ce mai. Na, uitați-vă la el. Pentru voi a făcut asta. Du-te, naiba. Deci pentru voi a făcut-o. A văzut că filmăm pentru YouTube și a zis, bă, trebuie să apar și eu pe clipul ăsta. Mamă, mai e unul în spatele lui. A, aia din spate cred că e femela. Foarte tare. Deci întrebarea este, mănâncă sau nu mănâncă pești? Nu cred că mănâncă pești. Ia că făcea și el așa cu gura. Ți-am zis că e erbivor. Erbivor? Da. Ai, mă, nu se poate, mă. Deci nu mănâncă pește. M-am speriat. Mă, la asta nu-i place cărnița, mă. Foarte bine. Bă, dar super tare aici. Deci lăsând gluma la o parte, foarte tare. E făcut mișto rău. Mișto rău, a meritat bani. Uite, ești ceva aici, la 12 și un sfert. Meet the animal keepers. Dar iară să-ți vorbească. Probabil iară vorbește ca la gorile acolo. Un domn vine și îți face așa... Îți faine chestiile astea. Îți face... Îți dă niște informații despre animale și tot felul de chestii. Am văzut toată partea din stânga. Elefanții, da. Asta. Și acum, în mod normal, ar trebui să ajungem pe aici. Partea asta mai avem. Savană și astea. Ok, bun. Uite încolo. Hai să vedem. Încolo mergem. Am ajuns la girafe. Ia uite girafa acolo. Și emu zici că e? Uite, l-am acolo. Văzut eu după. Aha. Ia uite ce faină e girafa. Hai să mergem să vedem mai aproape. Hai că se mișcă girafa. Și-a dat drumul girafa. Bam, bam, bam. Ia uite ce faină. Deci cum ți se pare? E mult mai mișto făcut. În comparație cu aia de la... Austria. În Austria au mai multe animale, cred, zic eu. Da. Dar aici e mult mai... mediu mai natural al lor. Nu simți că au garduri, cum zicea și tipul ăla. Exact, da, da, mult mai fain făcută. Uite ce fain se vede. Și aici girafa. Și ce îmi place că vezi animalele de aproape, așa. Da. E mediul lor din ăla. Știi? Deci chestia asta faină, bă, vezi animalele de foarte aproape, adică în Viena nu era chiar așa. Mi-a plăcut la Viena mai mult demonstrația de morse și de da, alea. Acolo, într-adevăr, la Viena aveau demonstrații de... Făceau animalele. Le hrănea animalele, așa, tot felul de chestii. Dar, na, parcă asta e mai așa, parcă ești mai în junglă, mai adevărat, mai nu știu cum să zic, nu pare un zoo gen. Foarte tare, oricum. Foarte mișto, iar am dat de elefanți pe aici. Da, că aici mergem paralel. Mergi cu paralel cu elefanții. Uite, deci mișto. Deci numai uitați-vă prin ce de-astea mergem. Foarte tare. Totul așa este. Și ne băgăm pe aici să ajungem să vedem mai bine animalele de aici. Adică girafele, că aici suntem la girafe. Unde sunt? Ia uite aici ce fain se vede girafa de aici. Mamă, ce fain se vede girafa de aici. Băi, nu pot să cer mai mult. Deci îmi place că animalele primesc mâncare în puncte strategice de unde le pot vedea oamenii mai bine. Și mi se pare și normal să facă treaba asta, că de-aia ai plătit un bilet ca să vezi animalele cât mai de aproape. Și acum am ajuns la Lion King. Vezi că aici nu e sticlă. Aici nu e sticlă? Ba, e sticlă. Cum să-mi fie sticlă, măi? Că vine bleu și ne mănâncă. Vine. Vezi că ai zis că aici nu e sticlă. Uitați-vă aici. Uite, ia naiba acum. Suntem gata.
Păi este sticlă sau nu este sticlă? Este, tu nu vezi că te vezi aici. Este, este. I-am panicat puțin. Pe mine nu. Ia, dintre uitați-o. Toți oamenii nu cred că m-a atacat fix pe mine. E așa-i? Sincer. Să atace flamingo. Cum să atace flamingo? Deci lei ăștia stau la un loc cu girafele? La nou, eu cred și... că e ceva între ei. E ceva între ei? Dar pare așa că unde girafele sunt și lei și mai sunt și niște căprioare pe acolo. Cum naiba? Hai că am intrat aici în întuneric. Și mangustele aici, frumos, pam pam. Ia uitați-le aici ce muncesc ele. Sapă, dar ce fain le puteți vedea aici. E doar sticla asta și le poți vedea. Păi astea nu... nu sunt agresive. Mai știi, ai una. Da, uite, vezi ce fain e construit aici, unde stau ele. Da, e făcut. Foarte fain. Deci... da, uite, e acolo. O căpriță. Și ar trebui să fie aici ce e? Nu, uite asta e. Tot savana, uite. Tot savana. Aici o să ajungem la șerpi, uite. Da, 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 da. Hai să vedem ce avem aici. Zebra, rinoceru, rinocerbu. Unde fuge zebra? Zebra fuge. Fruge. Fruge. Am zis fruge. Fuge nimeni. Fuge. Fruge. Și rinoceru e acolo. Noi fugim. Niște rățuște pe aici. Dar rinoceru. Rinoceru cred că îl vedem de pe partea cealaltă, da, mai da, bine. Da, da, încolo să ieșim noi. Aici doar ieși aici. Fii atent, zebra se duce și mănâncă căcat. Dacă asta am pus, am dus să mănânce, ce se... S-ar duce să miroasă. Mor. Ce va, prietene? Ce te uiți așa oră la mine? Zi. Din coadă știi câine. Ce te uiți așa? Salută oamenii de pe vlog. Așa, bravo. Salută-i. Spune-le, ceau, ceau. Deci aici e hiena. Deci de ieri de azi mi-a făcut parcul ăsta. Terminați cu întrebările astea dacă trec. Ce pușca mea. Stai să vă spun eu despre ce e vorba. Aici e hiena și hiena stătea acolo. Și ideea e că uitați-vă că aici nu e împrejmuit cu nimic. Efectiv. Adică doar râul ăsta. Probabil nu se bagă în apă. Ca să treacă, să ajungă aici, să ajungă pe trotuar. De asta vorbeam aici, că mai erau niște români care au zis că cum de nu sare, nu? Românul știe tot timpul. Românul știe tot timpul. Da, dar interesant, vezi că uite, oamenii e gândită bine aici, că aici, uite, nu e nimic în puii mei, ar putea sări oricând. Dacă se urcă pe asta, fii atentă. Acum se urcă pe asta, vine pe aici, pam, pam, pam și sare. Sigur, te-am văzut pe tine cu uite camera acolo. Și zis, sar la ăsta că vreau să... Uite, uite acolo, fii atentă. Hai să plecăm de aici. Da, hai că să vine. Că vine. Hiena mănâncă dead bodies, nu mănâncă om. Da? Da, mănâncă dead bodies. Păi na, îl prepară. Ești înainte cumva de... mort înainte? Nu, dar îl prepară ea înainte. Bun, mergem mai departe. Păi mergem, că sunt întrebări stupide astea. Haide. Rinocerul doarme, deci nu avem ce să vedem. Mergem mai departe. Hai să vedem aici ce e în dreapta. Hai să vedem ce e în dreapta aici. Bun, am ajuns la ieșire, am terminat cam tot, e făcut foarte bine, e structura foarte bine. Deci e structura super bine, mult mai bine ca la Viena. Da. La Viena puteam să ratăm câteva obiective. Sunt multe chestii pe mijloc, aici cumva te duce în așa fel încât ajungi la toate. Da, exact. E făcut bine, e făcut da. Foarte nu bine. Nu e foarte mare, nu. Adică am făcut-o într-o are oră jumate. Are 100.000 de metri pătrați. 100.000 de metri 10 pătrați. Hectare. 10 hectare. Mamă, dar nu se vede așa, e super faină făcută. Deci v-am zis, da, vă simțiți foarte pe aici. Mare pentru animale, mai mult, da. Da, vă simțiți ca în junglă pe aici, serios. E foarte fain. Chioșcuri multe, bucătării, chioșcuri ca multe, da. Tunele de astea faine construite din pietre. Da. Intri, am văzut șerpi, am văzut, na, mult mai multe pe care nu v-am putut arăta pentru că era întuneric pe acolo și se vedeau doar ele. Deci mult mai multe animale, dar nu sunt chiar atât de multe pe cât am văzut noi la Viena. Este foarte, foarte diferit pentru că e altfel structurat ca în alte grădini zoologice. Da. E mai mult așa, mai mult în chestie să fie animalul în habitatul natural. Da, da, exact, da. Dar e foarte dar asta mie, mie mi-a plăcut mai mult ca la Viena, da, exact. Da, din prisma faptului ăsta că te simți ca în junglă efectiv aici. Deci, în cele din eu nu sunt grădinile zoologice.
Dar am venit că am venit, că e interesant. Dar nu sunt cu grădinile acolo. Mie nu-mi place să vin. Eu aștept celălalt, că este oceanografic. Da, bă, mie îmi plac grădinile zoologice, adică... De asta și vin pentru Claudiu. Da, sunt chestii pe care nu le vezi în fiecare zi, adică le vezi... Da, poate unii oameni văd animalele astea doar la televizor, serios acum. Da, înțelegi? Da. Deci unii poate nici n-au avut ocazia să vadă. Mie nu-mi place că o grădină zoologică, strict din punct de vedere, este că animalul e închis. Asta e singura păi mea nu, problemă. Păi nu, acum e închis, dar aici e făcut super fain, cel puțin maimuțele, le-a zis că trăiau pe efectiv ca în junglă. Zici, dar nu trăiau. Păi zici, dar na. Efectiv, așa era construit. Da. Dar na, cum vă ziceam, sunt unele animale pe care le vezi doar la televizor. De la cât am stat? De la 10.44, 10, hai, cât era, 11 până acum am luat biletele. Unu, acum mai unul, 12.40, am stat cam o oră și 40 de minute. Hai două ore. Două ore, că na, am făcut și vlogul, am filmat. Poate și mai repede, dacă veniți cu copii, da. Ceva, iar... Dar merită să veniți cu copii aici, da, e, e super fain. Zoo, eu nu prea sunt. Aveți toalete, aveți restaurante, aveți chestii de suveniruri, aveți o grămadă de chestii. Da. Bun, și acum mergem la Oceanografic, unde o să vedem doar pești și acvarii și să sperăm că e super cred că tare. Și facem și planetariumul. Și facem și planetariumul dacă avem timp și putem. Ce e bine astăzi că este norat și nu mai e soarele la puternic. E cald într-adevăr, dar e bine că e norat, mai adie puțin vântul. Așa, și acum trebuie să luăm, că ăsta e mai departe, nu e aproape, așa e? E în partea cealaltă. E în partea cealaltă. O să luăm iară, cred că metrou sau autobuz, hai că vedem, vă zicem. Acum luăm autobuz și mergem 20 de stopuri. 20 de stopuri avem de mers până dar acolo. Dar suntem chiar acolo, uite. Mamă. Un minut. Un minut, mai mergem pe jos până la Oceanografic. Hai că e tare. Deci avem de mers, mergem cu autobuzul. No, autobuz. Numărul 95. Numărul 95. Dar până acolo trebuie să mergem 10 minute, 12 așa? Minute. 12 minute trebuie să mergem pe jos până la autobuz. Da. Luăm autobuzul 95 și mergem 20 de stații. Da. Trebuie să vedem de unde luăm și bilet. Nu știu dacă... Întrebăm acolo, dacă nu stații de obicei ar trebui să fie da. De alea de vânzări. Dacă nu, cred că se plătește în autobuz. Așa ar trebui să fie sistemul pe aici. Dar vedem, hai! Gata, ne-am dat jos din autobuz. Ne-am dat la stația asta Agora, ca așa zicea Google Maps-ul. Mai era o stație aia cu... Oceanul... Era bine. Ha? Era bine la altă, uite, te da? Mai era una cu Oceanografic, dar... Mai ai 2 minute până la intrare, deci era bine. Da, na, acolo scria front. Google-ul ne-a dat țeapă. Google-ul ne-a dat puțină țeapă. Ne-a pus să mai mergem un minut pe jos. Ai grijă să nu calci pasărea. Era aici o pasăre pe jos. Aici suntem aproape de port. Suntem aproape de port, nu? Da. Bun. Deci și nu sunt mare. Ba, miroase mare, așa puțin. Mergem să luăm biletele acum și să intrăm, că văd că e cam agitație pe aici, cam multă lume. E aproape ora 2 fără un sfert. Făcut vreo 40 de minute cu autobuzul. 20 și ce un pic de stație. Da. Na, hai. Să luăm biletele. Ia, uite deja. Aici se și vede. Deci biletele trebuie să le luăm din partea aia de acolo. Hai să vedem. Văd că nu e nimeni. Oh, ce bine. Nu e nimeni la bilete. Nu e coadă, nu e nimic. Ask the staff. Uite. Cum adică e închis? Bă, de unde luăm și noi bilete de aici? Vrem să intrăm. Nu se poate. Stai că mai e unul de ăsta de etichete aici. Auzi, aici e oameni. Mă gândeam cum n-ai mai luat nimeni în buie mei. Era închis ăla. Și intrăm aici. Abia aștept. Hai că e coada. Hai, mai stăm aici 10 minute. 10 e bine, mă. Și asta e chitanța. Chitanța o pun aici. Mamă, deci am plătit ceva să-mi bag picioarele, două bilete, deci două bilete, 74 de euro și doar Oceanografic am luat, pentru că planetariumul sau hemisfericul, cum se numea, era doar un film, a zis ăla și na, trebuia pe locuri, nu știu cum să ne-l dea. Mamă, ce-i pe harta asta? Păi n-aveai cum, de-aia nu ne-au lăsat, nu ne-au. Ia uite. Mamă, ce aici? E două, de-aia nu. Și am vrut să luăm muzeul de știință, dar fiind ora două, au zis că nu avem timp să-l vedem, că închide la șase. Așa că am luat doar Oceanografic.
Hai să intrăm să vedem ce se întâmplă aici. Uite, delfin, ocean, zerțoase, crocodil. Hai să intrăm, sper să putem filma. Deci cam scump aici, așa mi se pare, sperăm să nu ne dezamăgească. Dacă mai luăm și muzeul ăla de știință și oceanul, nu, și ce mai era, și oceanul planetariu, așa, că o stau vreo 45 de lei de persoană, ajungeam la 90 de, de 45 de euro de persoană, ajungeam la 90 de euro. 45 de lei era bine. 45 de lei era bine, da. Deci până acum am văzut foci și lei de mare. Și acum mergem să vedem țestoase. La fel de mari ca alea de la zoo? Mai mari, uite. Mai mari, mamă. Tortugas. De adevărat. Deci am ajuns la dragonul de Komodo. Ia să vedem unde. Bă, nu cred că e ăsta de aici. Deci pare statuie. Ăsta e, mă. Bă, ăsta e statuie, mă, n-are cum să fie adevărat. Da, da, mă, și gândeam. Ha? Da, mamă, dar ce real pare. Deci uitați-vă ce real pare. Poate mi-a camera și mi-o mușcă. Ăsta e coconut crab. Coconut crab. Păi bă, dar ce să văd aici? Numai statui? Sunt două statui. Ăștia nu mi-arată animale aici, gen. Sunt veninoase pe aici. Sunt veninoase astea? Păi nu să nu le pună pe aici. N-au din Hawaii. N-au din Hawaii, numai poze. Ce Dumnezeu e aici? Deci merg de vreo 4-5 minute și n-am mai văzut nimic decât niște statui și să mai au niște păsărele pe aici care și ele azi la boxă. Sunt fițos? Am plătit 74 de euro să stai fac puțin, ceva. Stai puțin, că mai ai mult de văzut, liniștește-te puțin. Uite, broasca. Mănâncă ceva. Mănâncă plastic, ia uite. Păsărelele astea, da, merg, sunt faine. Și aia de acolo. Am dat de animale reale, mă mir. Hai să mergem mai departe. Bine că-s restaurante pe aici, că-s mai multe ca la zoo. Dar animalele, unde sunt animalele? Nu prea îmi place ăsta. Cum? Ia. Nu-ți place? Nu. Stai mă, că poate n-am găsit noi ce trebuie. Nu dau de nimic fain aici. Uite, au la restaurante aici, numai mâncare și băutură. Uite delfinii, hai că dăm de ei. Nici nu știi pe unde să mergi pe aici, după harta aia. Deci aia de la zoo a fost mult mai practică. Am ratat prezentarea. Mergem să vedem delfini. Mai avem una la 4:30, poate ne întoarcem atunci. Ia uite, altceva, mă. Uite delfinul, ce fain se vede pe acolo. Hai să coborâm și noi jos. Opa, ia uite, se joacă cu ce? Cu cercurile. Na, mergem mai departe, uite, se joacă delfinul pe aici cu cercul. Aici e fain la o prezentare, cred că o să vin. Da, pe venim la 4:30. Că nu plecăm oricum până la 4:30 de aici, e ora 2:30, venim la 4:30 pentru o prezentare, să vedem un spectacol cu delfini. Hai să mergem mai departe, să vedem, poate găsim și noi ceva interesant. Hai, ăla, tunel. E, uite că flamingo ăsta sunt mai roz un pic decât aia de la grădina zoologică, așa-i? Ăsta sunt un pic mai roz, parcă. Asta e mai interesant, uite. Asta e mai interesant, nu? Hai să vedem. Un canarctic. Da. Mamă, e frig aici. Asta chiar e mișto, da. Uite ce de pești. Ce de pești aici. Uai, dar ce frig e aici. E ca în Antarctica aici. Și uite. Uite, acolo jos trebuie să ajungem noi. Da, dar nu suntem în tunelul ăla. Nu cred că ajungem la tunelul ăla. Mamă, dar ce frig e. Hai că e bine, nu te mai plângi atunci. E frig rău aici. Da. În Antarctica, nu? În Antarctica, nu? Se mai
Da, se joacă. Deci am intrat aici la pinguini. Bă, aici e fain, aici la pinguini. Chiar e mișto. Bă, ce fain sunt pinguinii. Ce se agită ei pe aici, ce înnoată, ce, mă. Bă, interesant, ai și unde să stai jos aici. Cam mic spațiu ăsta pentru pinguini, da? No. E fain, mergem mai departe. Uite de ce e aici, că aduce și copiii. Mamă, ce de copii sunt pe aici. De la școală. Ăștia mici de la grădiniță, ce școli. Ce tare, mergem să vedem tunelul acum. Deci după pinguini mergem să vedem tunelul cu pești. Aici s-ar putea să fie interesant. Să vedem. Aici sunt și rechini. Ha? Hai că intrăm în tunel. Vedem cum putem de poze, da? O singură direcție de vizitat, auzi? Până n-am văzut toate alea. Uau, ce tare! Mami, e tu? Ăsta, da. Ăsta chiar. Ia uite cum trece rechinul, vedeți. Când să facem o poză în video, dacă să facem greu. O poză? Nu, un video. Un video? Da, greu. Ia uite pisica de mare, tate, ce fain. Mamă. Cred că îi hrănește sau ceva, că se vede un... Gata, am ieșit de aici. Asta a fost interesant. Chiar fain și tind să cred că e singura care e interesantă și faină. Ce zici, ți-a plăcut? Da, aici a fost foarte fain. A fost fain, mai ales tunelul ăla, deci tunelul ăla e fain, dar dacă doar asta. Dacă doar asta vedem în cei 40 de euro aproape dați. E cam nasol. Dar tunelul fain. Am făcut poze acolo, am filmat cât am putut. Din păcate n-am putut să filmez din interior. Să ne filmăm pe noi pentru că era lumina slabă. Era lumina slabă, da, era așa, doar câteva becuri ca să poți vedea peștii și să poți vedea tunelul și așa mai departe. Acum căutăm ceva să mâncăm pentru că nu mai putem de foame efectiv. Și nu mai avem energie deloc. Hai să vedem ce găsim și mai avem câteva chestii de vizitat. Dar înainte de mâncare, mamă, deci e un soare acum, Doamne, ce bine era când era înnorat. Vreau să vedem crocodilii, că am ajuns la crocodili. Dar n-ai luat-o bine, crocodilii sunt pe partea cealaltă. Da. Da. Hai să mergem pe acolo. Deci țeapă, aici nu e niciun crocodil, nu știu unde sunt crocodilii. Eu nu văd niciun. Uitați-vă și voi. E gol pe aici. Ne-am uitat peste tot, ne-am uitat și acolo, ne-am uitat și pe aici, nimic. Mergem mai departe, uite, măcar vedem niște rațe. Ia uite ce fericită era atunci. Deci crocodil? Nema. N-am văzut crocodile. Luiza e în trans, lăsați-o acum, momentan, că e foame și e în trans. Hai, să mergem. Deci mergem să mai vedem ultima chestie, mai avem o sferă de văzut și după aia vedem dacă găsim ceva de mâncare pe aici. Oricum sunt niște prețuri pe aici pentru niște nimicuri, frate, adică... Deci în centru e mai ieftin. Nici n-ai ce să mănânci de prețurile alea, știi? Adică îți dă un sandwich 10 euro sau cât era. Ce? De ăla nu-i sandwich? De ăla nici nu-i sandwich, da, măcar.
bătaie de joc. Da, în fine. Mai rezistăm puțin. Mergem să vedem sfera asta de aici. Mai liber că nu-i nimic. Mai liber că nu-i nimic aici. Aici sunt doar pești. Deci am intrat aici la meduze. Mamă, deci sunt câteva specii diferite de meduze. Foarte tare lucru. Mamă, deci tunelul ăsta e super mare, doar că e doar peștișori mai mici, așa. Îți place tunelul? Vrei să-ți fac aici o poză? Da. Da? Hai că uite ce fain e aici. Dar doar pești aici. Hai că uite. Peștișori micuți. Deci este mai mare acvariu, doar că nu e așa interesant cum e ăla mic unde e îngrămădea la mare. De aceea nu prea e lume multă pe aici. Dar e fain să-ți faci poză. L-am găsit și pe Nemo, ia uitați-l aici. Bine, cu-s mai mulți de Nemo. Ia uitați ce se agită la mine. Gata, am ieșit de la Tropicales, sau cum îi zice aici. Ne-am văzut meduze. Și o grămadă de pești. O grămadă de pești, un tunel foarte mare cu pești, doar cu. Și am văzut niște corali foarte interesanți din Pacific, din Indo-Pacific adușcică. Pe foto. Da, interesant. Hai să vedem, mai avem o ultimă chestie, mediteranean, nu știu. Asta de aici o mai avem de văzut. Și am cam terminat. Bun, am ieșit și de aici. Nu prea am ce să vă arăt. Am vrut să mă bag într-un tunel de la fain, dar erau oameni la coadă acolo și mergem să vedem spectacolul cu delfini. Aici ce am apucat să filmez a fost o caracatiță și cam atâta. Mai erau niște meduze și bineînțeles iară o grămadă de specimene de pești. Și aici ce mai e? Păsări. Uite. Wow, ce culori, ce faine sunt. Ce culori faine au. A, uite, tot felul de specii. Mamă, nice. Uite, putem intra înăuntru aici. Da, bebe, aici am ea. O să facă caca la noi în cap, cum o să fie? Asta este. Da, păi nu. Cum? E un miros. E un miros oribil. Doamna pasăre, salutați abonații de pe YouTube. De la Claudiu Nescu, de pe canal. Nu știți canalul Claudiu Nescu? Da, da, da. Yo. Gata, m-au atacat păsările. Nu le-a plăcut. Nu le-a plăcut să le filmez pentru YouTube. E clar, eu nu mai stau cu tine. M-au atacat păsările. Păi, dar atâta vorbești de canalul tău. Ce păi, mai du-te în pana mea cu canalul tău, ce spui. Asta au zis. Dar serios, frate. Fai de cap, hai, deci m-au atacat păsările. Eu zic că la aia i-a fost ciudă că aia apare pe YouTube și ea nu apare. Eu așa zic, părerea mea. Uite ce frumoase sunt astea, roz așa. Eu nu știu ce specii de păsări sunt ăștia, dar uite cum au ciocul. Păsări care nu se găsesc la Hațec. Asta da, da, e clar. Nici, ca să știi doar. Nici în Timișoara nu se găsesc. Nici la Hațec, nici în Timișoara. Și nici în România. Ce mă mă? Pupi, pupi, ce faci? Gata. Așa arată aici. Plecăm. Să miroase urât. Miroase a caca de pasăre. Am ajuns și noi la demonstrație. Așteptăm să înceapă. Hai să vedem cum e. Gata. Am fost la spectacol. Cea mai tare chestie. Din păcate nu vă pot arăta pentru că este muzică, dar o să vă las imaginile să curgă în timp ce vorbim noi. Dar a fost super tare. A ținut vreo 25 de minute, dar super fain spectacolul cu delfini. Deci chiar a meritat asta de plin. Spectacolul ăsta cu delfini și tunelul cu rechini și tot felul de pești. Au fost cele mai faine chestii de pe aici. Și spectacolul cu delfini e de 3 ori pe zi. Și spectacolul cu delfini, da, e de 3 ori pe zi, deci
Vreau să vă arăt cât de fericiți erau delfinii când i-au văzut pe instructorii lor că veneau spre ei. Mamă, deci foarte tare, oricum delfinii super bucuroși când au venit instructorii lor să se joace cu ei. Foarte, foarte fain. Deci chiar foarte fain. Și cam asta a fost oceanografic. Acum ne îndreptăm și noi spre ieșire. Marea majoritatea oamenilor direct am stat mai mult spre ieșire pleacă. Am stat mai mult aici, nu? Da. Chiar dacă am stat mai mult ca și la grădina zoo, nu-i mai fain. Am rămas puțin dezamăgit. Adică am plătit un preț destul de mare pentru doar două chestii faine. Da. Mă așteptam la ceva mai fain. Multe restaurante pe aici, multe chestii de băut, prea multe. Parcă la zoo n-au fost așa înghesuiala asta de înghețată, de mâncat, de mai mult comercial decât... Din păcate, decât, da, să vezi ceva fain. Deci cam asta e părerea noastră despre oceanografic. Acum, nu știu, dacă ați fost aici, lăsați-ne și voi un comentariu. Cum vi se pare, merită banii, nu merită, și așa mai departe. Eu am rămas puțin dezamăgit, mă așteptam la ceva mult, mult mai fain. Plus că am plătit cu 20 ceva de euro în plus față de grădina zoo. Într-adevăr, am stat aici mai mult pentru că e mare așa, na, te plimbi, și faci mult între chestii, adică câteodată am mers și n-am văzut nimic. Da, 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 da. Ne bucurăm de peisajul din spate. Ia uitați-vă ce fain arată. Super fain aici chestia asta, mamă, ce mi-ar plăcea să fac o baie aici. Orașul artelor. Bun, și acum pe final așa o să mergem la... N-am mâncat nimic toată ziua, deci să știți, am mâncat doar micul dejun, dar n-am avut cân efectiv și prostiile astea de aici, noi nu mâncăm așa ceva. O să mergem acum să testăm Cioc, așa se cheamă. Este o cofetărie, nu? Patiserie, cofetărie, dar cu bunătățile alea ce vi le-am arătat de dimineață, dacă ați urmărit vlogul până aici. De dimineață chiar v-am arătat că am trecut pe lângă Cioc, așa se numește. Și vrem să mergem să mâncăm ceva acolo și să stăm acolo, să vedem cât e de bun, pentru că este recomandată și o avea Luiza pe listă. Deci am făcut până acum 18.000 de pași astăzi. Am băgat ceva. Dacă vedeți că nu mai știu nici să vorbesc, doar ca să știți că energia mea e un pic la pământ. Trebuie să-i dau ceva dulce ca să-și revină puțin. Acum mergem să luăm autobuzul. O să facem iară vreo 25 de minute până acolo, cred. Da. Da. O să facem vreo 25 de minute până în piața de la Reina, că pe acolo se află. Aici suntem blocați. Hai să mergem un pic pe jos. Ăsta e Muzeul Științelor? Da. Hai că e fain cu piscina asta pe aici. Hai că e interesantă partea asta, așa? Parte. Ia uite ce fain, hai să mergem un pic mai încolo. Bă, dar câta piscina aici. Ce piscină mare. Numai piscina nu e, dar în fine. Dar ce e asta aici? Piscina, îți dai seama. Nu ai cum să numești altfel. Nu-i piscină, că e un pic nivel de apă. Păi și ce? Nu-i piscină, că e un pic nivel de apă. Am urcat pe sus, că am găsit niște scări. Să vedem cum se vede de sus. Ia uitați ce fain. Nu știu ce mă filmez pe mine. Ce chestie pe aici, faină. Bă, fain așa pe aici, să te plimbi, să stai jos, ai unde să stai jos. Mișto, hai, mergem la autobuz și ne vedem direct de la Cioc. Bun. Am ajuns și noi la Cioc, nu știu cum se pronunță patiseria asta și am făcut o lată. Dar înainte de asta, stai să vă zic, ne-am dat jos din autobuz și am trecut iară pe lângă Taco Bell, de unde ne-am luat tacos la 1 euro, din nou. Și în vlogul trecut am luat tacos la 1 euro, așa că am mâncat de 5 euro amândoi și ne-am săturat numai bine să putem băga și desert, că nu puteam să băgăm desert pe stomacul gol așa, nu? Și am venit aici și am făcut o ironie maximă. Cât am cheltuit aici? Vreo
12 euro, cred că. Da. 12 euro pe două deserturi. Rerupem să vedem cum sunt. Năzi! Nu așa. Mâncă cu mâna. Eu nu mănânc cu mâna, mâncă furculița. Mama are o împătură în mijloc. Asta, asta de aici a fost cu pasiunii. A fost 4,90 euro. Mamă! Deci asta cu, cu fructul pasiunii, da? Nu ai cum e fructul pasiunii. Se simte bine. Îți mai scumpe, da? Am zis, facem și noi o inimie. Dar las fără gluten de astea, șmecărleri de astea. Da, șmecherii de astea faine. Mamă, că nu e bună asta. Asta e bună, da. Eu vreau acum să, să văd și asta. Stai. Deci asta de aici, ia uitați-vă. Da. Ia uitați-vă cum arată numai. Cu ceva cremă la mijloc de zmeură. Ia să vedem. Mamă, ce... tai. Bă, deci blatul e, e mișto, e blat. se rupe fain. Blatul e blat. Bună. Nu e prea dens blatul. Nu e foarte dulce. Blatul se, se topește în gură, efectiv, așa. E bună, dar mai preferata mea e aia. Într-adevăr, aia e mai bună, mai, mai fructat, așa, dar... Da, platul nu-i, nu-i, nu-i uscat. Nu-i uscat, nu-i greu, nu. Doamne, meritam chestiile astea după cât am mers astăzi. Avem 20.000 de pași. Bine, și o să mai facem. Și de-abia acum am reușit să mâncăm, acum jumătate de oră, am reușit să mâncăm. Am mâncat tacos, bineînțeles, dar super light, super fine. Și am venit să rupem niște deserturi, că nu mai puteam. Aveam nevoie de dulce. Cred că cupcakes-ul e mai bun. Joi ne mai luăm, nu? Cupcakes-ul, zici că e mai bun? Da. Mă gândesc că e mai moale. Bine, asta, prăjitura asta a costat 8 euro, vă dați seama. Asta e blat de tort, deci e mai greu. Dar bun. Chiar merită. Și buttercream-ul e bun. Ia. Așa arată în interior. Da, nu e, se vede că e nu. Aici are ceva... dulceață ceva sau dulceață. Da, v-am zis, nu e, nu e dulce, nu e... Adică nu e dulce, nu e foarte dulce cum se fac prăjiturile de obicei. E echilibrată. E ce treabă. E ce treabă. Chiar bună, blatul, mie îmi place blatul. E fain. Te mănâncă, Claudiu, nu poți să te bagi. Nu, nu, aici fac ravagii. Ce ravagi, pacienți. Bun, am mâncat și desertul. A picat la țanc, deci Kyok Chok, așa se numește localul ăsta, nu știu exact cum se pronunță. Dacă vreți să-l găsiți, îl găsiți aproape de piața de la Reina. E chiar aici, foarte aproape. Ne-am răsfățat și noi pentru că am meritat, am mers atâta și n-am mâncat absolut nimic dulce. Decât niște banane că am avut la noi. Și ne-am răsfățat acum pe final de vlog. Cam ăsta a fost vlogul de astăzi. Rămâneți aproape că urmează mai multe zile. Rămâneți aproape că trebuie să încercăm paelia. Și ala va fi un vlog separat. Așa că stați aproape. Dacă v-a plăcut, subscribe, like, comentarii. Dacă share, aveți sugestii, comment, sfaturi sau orice altceva, lăsați-ne în secțiunea de comentarii. Sper că v-a plăcut vlogul de astăzi și că ați rămas până la final. Noi am vizitat grădina zoo și oceanul grafic. Până data viitoare, noi v-am salutat direct de aici, din piața de la Reina.